Salutări, dragilor! Toma de la Smarters aici. Primim foarte des întrebări legate de situația în care cifrele pe care le vedem în online, în instrumentele de promovare pe care le folosim, sunt destul de diferite de realitate. În general sunt mai mari aici în online și în special cred că cel mai des se întâmplă asta legat de Facebook Ads. De multe ori vedem în Facebook Ads vânzări mai mari decât în realitate sau mai specific legat de Google Analytics. Și atunci nu știm cine spune adevărul, cine minte. Și în acest video îți voi arăta cum poți face ca cifrele să fie mai aproape de realitate și să înțelegi de fapt și diferențele acestea. Vei vedea, sunt trei mari motive pentru care avem aceste diferențe, în special Facebook Ads și Google Analytics. Prima poate să fie o implementare defectuoasă a pixelului, deci o chestie tehnică. A doua, Facebook are un anumit mod de sau un interval de timp în care raportează rezultatele și vei vedea că acesta e un pic cam lung de obicei, nu seamănă cu realitatea. De asemenea, și în Google Analytics există un anumit mod, să spun, de atribuire a conversiilor sau un anumit rol căruia se dă fiecărui canal de marketing și uneori nu e acesta cel mai potrivit și îți va arăta cum poți te ui să vezi și să semne mai mult cu realitatea. Bun, să le luăm pe rând. Cum spuneam, de obicei o primă cauză poate să fie această implementare defectuoasă a pixelului. Deci ce se întâmplă? Orică a fost instalat de două ori sau cumva greșit, se declanșează de mai multe ori și transmite de două ori o vânzare sau lucruri de genul. Și ca să verificăm dacă asta e situația, trebuie să mergi undeva aici în Ads Manager. Intri în Ads Manager, dai la opțiuni pe hamburgerul acesta și cauți undeva Events Manager. Cred că în limba română e administrare evenimente, dacă nu mă înșel. Cauți opțiunea asta și după aceea te va duce la o interfață similară cu aceasta. Cred că prima oară va trebui să alegi pixelul și după ce îl alegi vei vedea ceva similar, da? Și mergem aici în stânga la testare evenimente. Dai click aici. Și probabil tu vei vedea o căsuță în care să-ți introduci site-ul. La mine, eu cred că am introdus mai devreme. Pui site-ul și atunci în momentul în care îl deschizi, dai și te duci și faci pe site-ul achiziție de test sau niște acțiuni și o să înceapă să-ți raporteze aici și o să vezi dacă cumva apare de două ori vizualizarea unei pagini sau de două ori o anumită vânzare. Vezi, uite, am intrat pe site și mi-a pus page. Dacă mai intru pe altă pagină, tot așa, și aș face o achiziție de test și văd dacă apare de două ori sau nu și dacă apare valoarea reală. Acesta e primul lucru și se întâmplă destul de des să fie și acesta cazul. Apoi, ce se mai întâmplă și cred că cea mai comună situație o reprezintă legat de modul în care raportează Facebook. Și acum puțin dintre noi știm, dar cum sunt gândite sau ce înseamnă cifrele pe care le vedem în interfața asta de Facebook Ads și bănesc că de obicei ne vom uita la potențial client sau la vânzări, dacă suntem B2B sau B2C. Ce înseamnă? Când arată Facebook aici o vânzare? Și așa, din capul locului sau by default, Facebook arată aici un rezultat, deci o adăugare în coș, o vânzare, un potențial client. În termen de 24 de ore din momentul în care o persoană a văzut reclama, deci are sens, eu văd reclama pe telefon, intru pe desktop și cumpăr în jumătate de oră, e super, dar ne dorim asta, asta e cam bine. Însă ce se întâmplă? De cealaltă parte ne arată rezultatele sau vânzările care au venit în termen de 28 de zile de la click. Deci practic dacă eu dau click pe reclama ta și cumpăr peste 3 săptămâni, o să apară vânzarea aici. Și de aici apare de multe ori problema pentru că pentru mulți dintre noi nu e realist ca un om să dea click acum pe reclamă și să cumpere pe 3 săptămâni dacă nu-i mai reamintim. De multe ori poate omul și-a abonat la newsletter, a văzut mail-ul, a dat click, a cumpărat, poate ne-a căutat pe Google și a găsit site-ul sau a văzut o reclamă de Google sau tot altceva. Deci din punctul nostru de vedere, 28 de zile e mult prea mult ca termen de atribuire a conversiilor, pentru că cam asta se întâmplă. Și ca să-ți dai seama dacă asta e situația, nu contează dacă ești la nivel de campanie sau la AdSense, intri în contul de Ads, dai click pe această coloană, pe semnul acesta. Și o să vezi, în principiu nu trebuie să faci, poți să pui vânzările sau să adaugi coloana care te interesează dacă încă nu e afișată. Da, o să pun aici, hai să vedem leads. Ia să vedem, așteptăm să se încarce. Și să adaug coloana, cred că nu e adăugată. Da, hai să punem lead-uri totale. Așa aici ne va apărea, debifez asta ca să-mi arate doar o coloană. Însă ce vei observa că e probabil diferit la tine, că noi la Smarter s-am schimbat. La tine aici nu va fi 7 day click, 1 day view sau 7 zile click, o zi vizualizare, ci va fi probabil 28.
Și ca să-ți arăt, nu știu la Smarters cum o să fie, dar uite, o să compar doar ca să vezi. Uite, punem, rămâne o zi vizualizare, după aia 7 zile click și 28 de zile click. Da? Și ia să dăm aplicare și o să ne uităm acum, ne mai adaugă niște coloane și o să vedem diferențele. Ar trebui să fie destul de mare, acum nu știu din trecut cum le arată. Ia să vedem. Aici avem, mă rog, partea de normală, 7 zile click, o zi vizualizare. După aceea, ia să vedem, la 4 zile după vizualizare, mă rog, după o zi de vizualizare 4, deci seamănă. Și la 28 de zile nu. Dar uite ce se întâmplă aici, ia să vedem. 3 cu 4, 7, e nasol că la noi le arată cam bine, vezi că noi le-am schimbat. Uite aici, aici e o mică diferență de fapt. Vezi că la o zi după vizualizarea reclamei sunt 3 și la 7 zile sunt încă 29. Deci în total ar fi 32, dar dacă lungim intervalul de timp sunt 38. Din nou, la noi fiindcă am schimbat probabil recent sau am schimbat modelul de atribuire, le arată bine. Dar sunt sigur dacă tu te joci, ia să vedem aici unde văd o diferență cu 300 sau... Nu, sunt destul diferențe, da, aici, uite, dacă ar fi să comparăm. Tot pe acolo de la noi, la tine probabil va fi, dacă nu ai asta setată corect, va fi undeva 50%, 100%, dar de două ori mai mari. Deci ce trebuie să ții cont e că la 28 de zile, oamenii care și în ziua 8, 15, 21, 27 au făcut acțiunea și au cumpărat. Recomandarea noastră e să nu lăsăm așa, de aceea sunt prea mari, e prea mare acest interval de timp, nu se apropie cu realitatea. Să recomandăm să pui și tu la click, în loc de 28 de zile, să fie 7 zile. Din testele noastre, acesta e cel mai apropiat de realitate. Nu vrem să punem nici doar o zi, că e un pic cam agresiv. Că ce se întâmplă, omul dă click și se întâmplă. Da, dăm click azi, poate salvăm reclama. Și după aceea, mâine, seară, să zicem, ne amintim, vreau să cumpăr, și intri și cumperi. Și atunci Facebook nu o să mai știe, nu o să-și mai atribuie. Noi zicem, Facebook nu merge și renunțăm. Deci și o zi prea agresiv, de aceea 7 zile cel mai bine. Și ca să seteze asta corect, iarăși mergem la opțiuni din Ads Manager. Acum dacă vorbesc prea rapid, poți să mai lași întrebări în comentarii. Și mergem undeva la setări cont reclame. La mine aici, în a doua coloană, Ad Account Settings. Setări cont reclame. Așa. Și așteptăm să se încarce. Și vei vedea, iarăși la tine va fi probabil diferit. Stai să văd dacă în această coloană este totul. Așa, da, e bine unde ne arată. Da, și vezi aici la tine va fi 31 de zile click, o zi vizualizare. Dai edit aici. Și în loc de aici tragi, mă, normal e 28 de zile, o să tragi la 7 zile aici. Deci eu o să recomand 7 zile, nu o zi, nici 28. Dai salvare și de acum colo în trecut, nu știu dacă schimbă datele și le arată mai bine, dar de acum colo vor fi mult mai aproape de realitate. Da, cred că asta va rezolva pentru majoritatea situația și problema. Da, dar totuși vor fi diferențe cu siguranță față de Google Analytics. Și aici ajungem la cea de-a treia idee. Și ce trebuie să înțelegi legat de Google Analytics? În general, toate cifrele pe care le vedem în Google Analytics se bazează pe modul de atribuire, ultimul click. Deci ce înseamnă? Rezultatele pe care le vedem, vânzările, lead-urile, ce mai măsori tu aici, va fi, sau sursa va fi pusă, cine ne-a dus acea vânzare, conversie, cel care ne-a trimis ultima dată omul pe site. Da? De aia pentru mulți dintre voi va apărea probabil direct sau SEO la vânzări, când în realitate nu e așa. Foarte des se întâmplă, vedem SEO, ce vânzări avem din SEO și după aia oprești campaniile plătite și mor și vânzările. Pentru că, de fapt, ce se întâmpla? Omul vedea reclama pe Facebook, da? Poate căuta și nu mai ținea omul minte, nu știu, link-ul și te caută pe Google după nume, intră pe site, cumpără și tu zici, ce SEO bun, avem, oprim campaniile plătite. Și iarăși să vedem cifrele un pic mai aproape de realitate. Dana, trebuie să ai conversion tracking setup în Analytics. Mergem aici la conversions. Multi-channel funnels, dacă nu dai pe ce seamnă aici, dacă ai în limba română, și mergem aici la model comparison tool. Model comparison tool. Așa, așteptăm să se încarce. Și uite, vezi aici, acesta e modul de care spuneam, ultimul click, ultima interacțiune. Deci toate rezultatele pe care le vedem aici, stai să spun așa, să vedem cum variază cifrele, un interval un pic mai mare, vor fi pe modul ultimul click. Cine ne-a dus ultima dată omul pe site?
Google spune că e cel care ne-a dus vânzarea. Dar așa cum ți-am dat exemplu, vedem reclamă pe Facebook, intri pe Google, cauți sau tastezi site-ul și cumperi. Deci de-aia vedeți, teoretic aici și la mulți dintre noi, cred că de-aia e direct. Asta înseamnă că omul a tastat site-ul sau, mă rog, a dat click pe un link și instrumentele de măsurare, nu știu de unde a venit. Dar de obicei, teoretic, asta înseamnă că ți-a tastat direct site-ul, a intrat și a cumpărat. Apare ca primă sursă, nu e reală, nu e reală, pentru că asta ar însemna ca oamenii să ne știe pe noi și nu, dacă și companie mică sau medie, nu va fi cazul. Dar uite momentan la cifre cum arată. Aici, mă rog, am făcut noi niște schimbări și acum ne le grupează un pic diferit, dar deci uite la ordinea aceasta și la valori. Da, uite, direct sunt 7000 ceva de lei, e-mail 4800, ăsta e ultimul click. Ia să punem prima interacțiune. Asta înseamnă care e canalul sau sursa care a dus prima oară oamenii pe site. Și ia să vedem dacă se schimbă și cum se schimbă. Opa, deja adder nu mai e 11.000 de lei, 5.000 de lei. Organic search nu știu cât era, dar ne mai uităm data cu 7.000. E-mailul rămâne tot pe acolo. Directul a scăzut mult, ai văzut? Directul și la fel social network și sunt șanse foarte mari dacă pui first interaction aici. Acum va semna mult mai mult cu Facebook, pentru că Facebook chiar așa se uită, dacă ei ți-a adus omul pe site, își asumă vânzarea de acum colo în termen de 7 zile sau o zi după vizualizarea reclamei. Deci dacă pui această primă interacțiune, va fi mult mai aproape de ce vezi în Facebook cu siguranță. Dar și de aceea nu e neapărat un mod corect de a vedea lucrurile aici. Depinde și de business, joacă-te doar să vezi diferențele. Pentru că am pățit des client sau potențial client să se uite în Google Analytics și ți-a spus toate cifrele pe care le vezi by default e așa. Se uitau și vedeau, SEO merge și direct și e-mail-ul oprim restul. Opreau restul, le mureau și vânzările pentru că de fapt oamenii veneau de pe Facebook, după aia a doua oară veneau de altundeva. Sau mă rog, din Google Ads prima oară, a doua oară de altundeva. Deci mare grijă, joacă-te doar cu astea să vezi diferențele. Nu e unul perfect, un mod perfect. Dacă punem la linear, teoretic se împarte egal la fiecare interacțiune, dar iar nu e o știință foarte exactă aici, dar măcar ne mai apropiem de realitate. Cred că cele trei idei deja te vor ajuta să înțelegi ce se întâmplă des diferențele astea mari. Da? Mult spor să ai la implementare. Dacă mai ai o întrebare, cu drag în comentarii răspund.